Corul format din elevii școlii a interpretat cântecul Himna Svetom Savi. La fel, elevii au recitat poezii, au prezentat date despre această personalitate și au pregătit o scenetă despre Sfântul Sava. Celor prezenți s-a adresat directorul școlii, Sasha Lukici. Ca și în fiecare an de Sfântul Sava, de sărbătoarea școlii, organizăm un program scurt cu profesorii de limba română, de limba srbă. Elevii se pregătesc după vacanță, deci din 15 ianuarie începem cu pregătirile, învață poezii, să scrie referate, corul elevilor cântă himnul Sfântului Sava. Cu ocazia aceasta de Sfântul Sava, eu am recitat o poezie cu doamna profesoară Gabriela Radoievici, profesoară de limba și literatură română. Nu te tulbura, creștine, nu te tulbura, creștine, chiar de drumul îți pare greu, mergi înainte, mergi pe cale, doar cu el în brațul său. Anul acesta școlar avem în total 36 de elevi care învață în limba română. Avem bucătari, 30 de elevi, prima dată anul acesta sunt scriși în școala noastră. Profesorii și elevii au fost surprinși plăcut și au plecat cu impresii pozitive de la acest eveniment.